cei neprihăniți se aflau în mijlocul pământului, în sânul lui Avram. Între ei era o prăpastie care îi separa. Pavel ne arată că cei neprihăniți Înainte de venirea lui Isus Hristos, nu au ajuns la desăvârșire. Ei au crezut în Dumnezeu, au crezut în cetatea cerească, însă nu au ajuns la desăvârșire. Cum vedem acest lucru? Însuși Isus ne arată în Luca capitolul 16 când vorbește despre cel bogat, despre Lazar și despre iad. Acolo există o prăpastie în mijlocul pământului și este sânul lui Avram, unde sunt cei neprihăniți. În iad erau cei păcătoși. Isus ne arată că cei neprihăniți se aflau în mijlocul pământului, în sânul lui Avram. Între ei era o prăpastie care îi separa. Ei nu au ajuns la desăvârșire. Și Pavel ne scrie în continuare, în capitolul 12, că ei, duhurile celor neprehăniți, sunt în ceruri. Așa este scris? Și biserica celor întâi născuți este acolo, în ceruri. Dar oare faci parte din biserica celor întâi născuți? Ai înviat cu Hristos sau nu? Dar trebuie să învii acum. Amin. Să primești această desăvârșire, ca să crești, să nu fii rătăcit, să crești la plinătatea staturii lui Hristos, să ajungi la desăvârșire și să slujești mai mult decât eu și Iulia. Amin. Să vedem ce scrie și în Efeseni. De ce este zis, s-a suit sus, Iisus a suit sus, a luat robia roabă și a dat darurile oamenilor. Este clar cum le-a dat. A pus pe unii apostoli, pe unii proroci, evangeliști, daruri. La unii vorbire în limbi, prorocii, cuvânt, de cunoștință, de înțelepciune și așa mai departe. De aceea este zis, s-a sus, a luat robie roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? În părțile mai de jos ale pământului, în iad. Aceasta înseamnă că el a coborât și a fost acolo. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Fiți atenți! A fost în iad, s-a suit, a umplut totul. Wow! Totul pentru Hristos! Dar ce a făcut în continuare? A dat daruri. Cui? Bisericii. Cine trebuie să continue toate aceste lucruri? Dar cu ce se ocupă biserica? Cel care continuă lucrarea este biserica. Dar dacă nu o face, acolo sunt lucruri ferești și specifici pruncelor. Amin. Ne întoarcem la versetul 8. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțele mai de jos ale pământului? Ce înseamnă a luat robia roabă? Să iei robia roabă înseamnă să iei în robie pe cei care sunt robi. De aceea, el a coborât acolo și a luat robia roabă, a luat cheile iadului și a morții. Amin. A luat pe cei neprihăniți de acolo, duhurile celor neprihăniți. De aceea vedem în capitolul 12 că în ceruri sunt duhurile celor neprihăniți și biserica celor întâi născuți. Fără Hristos, ei nu au putut ajunge la desăvârșire. Pentru aceasta ne este dată biserica, ne este dat Isus, pentru că prin el ajungem la desăvârșire. Amin. Dacă biserica aceasta stă pe piatră din capul unghiului, nu se abate nici la dreaptă, nici la stânga, de la cuvântul lui Dumnezeu și se ține ferm de învățătura apostolilor, nu de păreri proprii și de alte lucruri, ci strict de ce este scris în Biblie, de învățătura apostolilor.